Suntem din ce în ce mai puțini. Tinerii plecați la muncă în străinătate și stabiliți ulterior definitiv peste hotare lasă în urmă sate goale. În multe localități, abia dacă mai zărești la poartă câte un bunic sau o bunică, în România peste 120 de localități există doar pe hârtie. Două dintre ele sunt în comuna Valea Iașului din Argeș, satele Bădila și Ruginoasa. Localitatea Ruginoasa nu avea menționat vreun locuitor găsit acolo la data recensământului din 2011. La un moment dat, autoritățile publice locale și-au exprimat ideea de desființare a Ruginoasei, urmând ca totul, persoane și terenuri, să treacă în componența satului Borovinești. În România sunt sate care au dispărut în urma unei inundații, a unei alunecări de teren sau pur și simplu a migrării populației. Ultimele statistici arată că peste 758 de localități din România au în structura lor sate cu mai puțin de 100 de locuitori. Guvernul a prezentat o serie de indicatori pe care aceste așezări trebuie să le respecte pentru a-și păstra statutul administrativ. În caz contrar, începând cu 1 ianuarie 2026, satele în cauză vor fi alipite altor unități teritorial-administrative. Problema este că România se numără printre țările în care până în 2050 populația urbană și populația rurală vor scădea, potrivit celor mai recente statistici Eurostat. Populația urbană va înregistra scăderi cu 17,7% în Letonia, urmată de Grecia cu 16,7%, Polonia 10,3% și România -8,6%. România este printre cele 20 de state membre care ar urma să înregistreze un declin al populației rurale -25%. În aceeași situație se mai află și Lituania -43,5%, Letonia -37,6% și Bulgaria -26,8%. La ultimul recensământ eram 22,089 milioane de persoane. Anul acesta va avea loc un nou recensământ. În medie, populația României scade cu 14.000 de persoane anual. Pe lângă natalitatea și fertilitatea scăzute, pe locul următor se află migrația.